Elevii școlii Sfântul Nicolae din Târgu Jiu vor susține orele de educație fizică și sport pe terenuri noi. În doar două zile, baza de mini-fotbal a fost amenajată. Terenul, cumpărat recent de municipalitate, își schimbă aspectul. Anul trecut, printr-o hotărâre de Consiliu Local, am preluat suprafața respectivă și am dat destinația pentru care era realizată, adică bază sportivă. După ce am preluat-o, ne-am apucat de investiții. Școala numărul 6, Școala Sfântul Nicolae, a beneficiat de investiții substanțiale și în trecut, inclusiv clădirea nouă, și urma ca să închidem investițiile. Sau vom vedea ce mai avem de făcut, poate pe clădirea veche, dar aveam nevoie de o bază sportivă foarte bună, pentru că sunt foarte mulți copii care astăzi vin spre Școala Sfântul Nicolae, o școală în continuă dezvoltare, și baza sportivă nu arăta tocmai în regulă și de aceea vom avea trei terenuri pe baza sportivă, unul de mini-fotbal, unul de basket și unul de volei, care vor fi folosite la capacitate maximă, sunt sigur, de elevii din școală și nu numai. Pentru că așa cum avem emis o hotărâre de Consiliu Local, în afara activităților didactice, unitatea de învățământ poate pune la dispoziție și, până la urmă, nu e vorba de doar a putea pune la dispoziție. Eu sunt sigur că domnul director va face tot ceea ce depinde de dânsul ca aceste baze sportive să fie folosite și de către comunitatea din această zonă. Pentru copii în mod gratuit, așa cum am stabilit prin HCL-ul, pentru cei care vor să desfășoare activitate sportivă, și mă refer la adulți, cu o minimă taxă pe care Consiliul de Administrație o va aproba. Autoritățile spun că până la cumpărarea spațiului respectiv, unitatea ajunsese să plătească o chirie lunară de 6.000 de lei. Acum, cu acești bani, se pot face alte investiții. Toți elevii vor beneficia de această bază sportivă modernă și, mai mult decât atât, prin hotărârea de Consiliu Local pot să beneficieze și ceilalți copii, ceilalți elevi de la alte școli din apropiere, în măsura timpului liber. V-ați gândit ce tarif să fie plătit pentru acea taxă? Deocamdată nu, așteptăm finalizarea lucrărilor, va fi o hotărâre luată în Consiliul de Administrație, înaintată Consiliul Local. Important e și bucuria noastră mare va fi ca elevii noștri și nu numai să se bucure de mișcare, să se bucure de o educație fizică, așa cum se cuvine și cum este normal. În Târgu Jiu, mai multe baze sportive ce aparțin școlilor au fost renovate. Din păcate, pandemia a dus la închiderea lor, astfel încât elevii încă nu pot să beneficieze de noile condiții.